Bun găsit, doamnelor și domnilor, invitatul meu de astăzi, președintele Organizației Municipale Târgoviște a Partidului Național Liberal, domnul Mihai Constantin Ranin. Bine ați revenit, domnule Ranin. Sărumâna, sunt ca acasă aici la dumneavoastră. Da. Îmi permite să salut pe mama și pe tata? Vă rog, ca de fiecare dată. Sărumâna. Da. Domnul Ranin, păi ce dacă e nu, domne, că pe unde ne ducem și noi să filmăm o investiție a domnului Boriga? Nimic, nu! Afară. Aveți să începeți cu asta? Păi, cum să nu începem? Păi, știți faptul că nu suntem lăsați. Eu am o problemă, nu știu să înnot. Nu știu câți înnotători sunt în municipiul Târgoviște, dar le pot spune că au un bazin acoperit. Era la bazin, să știți, decât noi. Pe cine să fie la bazin? Era Andrei care vrea să filmeze, a cumpărat și biletonul, a lăsat să intre. Oamenii sunt la muncă, oamenii sunt cu griji, încearcă să supraviețuiască cum pot. Cine mai are chef de bazin? Mi se pare că trebuie să plătești un bilet la intrare. Oamenii se strâng la pungă. Nu cred că este o prioritate să mergi la bazin. Și apoi în perioada asta cred că este și apă caldă, nu? Nu știu, e să perioada... știți că nu era apă caldă. Eu am auzit mulți părinți plângându-se de faptul Nu la bazin, să ne înțelegem. Apă caldă în municipiul Târgoviște, pentru că de obicei lumea merge la bazin când sunt cele 3 luni de verificări la termica ESA. Și atunci merge și ei să spele. Da, se spală la duș, la bazin. Lăsând gluma la o parte, odată că ei nu aveau dreptul să vă interzică accesul la bazin, pentru că este un spațiu public, un spațiu în care au fost investiți banii târgoviștenilor. Dacă stau să mă uit în notițele mele, s-au cheltuit cu acest bazin... Cam cât s-a cheltuit? Cam mult. Piscina acoperită. Plăți nelegale, nejustificate către antreprenorul lucrărilor. Este vorba de societatea comercială Cobadi SRL. Mi se pare că este chiar o firmă din județul Hunedoara, județ în care eu mă plimb foarte mult și care și-ar fi dorit să vină și la Crizantema să liciteze, dar nu cred că o să vină la Crizantema, pentru că pe banii doamnei Nuții, de fapt ai poporului român, o să vină alți clienți mai, de doamna, nu că mai puternici. S-au cheltuit 450 de milioane de lei. O sumă absolut imensă. Păi și de anul nu fi lăsat. Iar Curtea de Conturi s-a sezizat pentru că s-au plătit în avans anumite lucrări. Deci lucrările nu sunt executate, cu toate că a fost inaugurată în 2009 această piscină cu surle și cu trâmbițe. Iată că acele lucruri au fost plătite degeaba, pentru că erau niște obligații, probabil, către antreprenori. Ca să vorbim despre bazin, dacă vreți să vorbim despre bazin. Dar despre faptul că echipa Arpres nu este lăsată să filmeze acolo, deși e domeniul public, deși este o investiție făcută din banii noștri, ai tuturor, cum e? Mă gândesc că dumneavoastră ar trebui să schimbați profilul acestei televiziuni, să o numiți... Discovery sau ceva de genul acesta, pentru că emisiunea dumneavoastră seamănă din ce în ce mai mult cu acele emisiuni despre riscuri extreme. De câte ori mergeți să filmați undeva, sunteți fugăriți, bătuți, împinși sau sunteți întâmpinați de un zid al tăcerii, ceea ce nu se mai întâmplă în alte orașe din România, să știți. Pentru că oricât nu ți-ar place ție o televiziune, trebuie să dai niște răspunsuri. Pentru că nu televiziunea respectivă are relație cu tine, ci cetățeanul care trebuie să fie, să fie informat. Da, este un lucru absolut inadmisibil și vedem că directorii, de exemplu directorul de la acest complex sportiv, nu? Direcție sportivă sau cum se numește acum, are o figură de boxer, așa m-a impresionat figura lui, cu un nas turtit, probabil de-aia l-au pus după nas la această direcție. Este și el un yes-man ca atâți alți directori din direcțiile primăriei. Nu dau declarații, nu fac absolut nimic fără birou de relații publice. Domnule, dar știți că după ce n-au lăsat echipa noastră, l-au lăsat pe Andrei Vasiliu și pe cameramanul nostru să intre acolo, să ia câteva cadre, câteva imagini de off, ei prezentându-se, spunând, domnule, avem voie că este domeniu public. Nici consilierul municipal PSD Teodor Vasiliu nu a fost lăsat să intre. De-aia a zis polițistul de la același municipal security, n-aveți acreditare. Nu-i noastră, vă dați seama?
Dar nu avea nevoie. Deci un consilier municipal nu are acreditare să Dar nu avea nevoie de acreditare, avea nevoie de un bilet, așa, poate vrea omul să facă... N-au zis, domnule, că Andrei a cumpărat și bilet și tonul ăla. Două bazine. L-a urmărit pe acolo să... Nu știu, poate vă mai trebuie niște adeverințe, niște... Da? Nu poți să faci baie la bazinul, la piscina acoperită oricând. Pe și cu legile astea, după care noi jurnaliștii ne ghidăm și funcționăm, legea 544 a liberului acces la informația de interes public. În Târgoviște? În Târgoviște, în Dâmbovița. Târgoviște, despre relația presei cu autoritățile locale s-a vorbit și la Bruxelles, s-a vorbit și la Strasburg. Știm foarte bine care este poziția PDL-ului în relația cu presa, a primarului Gabriel Boriga. Sunt oameni nepregătiți, sunt oameni foarte slabi și care au făcut niște lucruri absolut discutabile. Noi așteptăm anchetele DNA-ului, așteptăm acel celebru proces legat de locurile de joacă cu mare interes, dar parcă văd că o să fie tărăgânat până după alegeri, pentru că așa am fost obișnuiți. În afară de sechelariul de la Bacău, nu mi-amintesc să fi fost o mare condamnare, deși se întâmplă să mai salte câte un primar din când în când. Chiar un amic de-al meu a fost săltat, e vorba de primarul municipiului Craiova. Care era pederist înfocat. Așa-i trebuie dacă n-a știut să-și aleagă partidul. Deci, până atunci nu trebuie să avem mari speranțe. Da, făceați referire mai devreme la ce spune raportul Curții de Conturi în ceea ce privește primăria municipiului Târgoviște în anul electoral 2009. Vreau să comentați aici, pentru că te îngrozești când citești raportul Curții de Conturi pe anul 2009 și vezi că numai la primăria municipiului Târgoviște nu pot fi justificate 44 de miliarde. Când vorbești telespectatorilor de 44 de miliarde, cum să spun, suma asta sună foarte ciudat. Aproape că nu poți matematic să-ți reprezinți această sumă. Această sumă este colosală. Asta dovedește un lucru, că ei au putut să facă aceste ilegalități în toată impunitatea, că se simt foarte puternici, pentru că dacă ți-e frică, probabil nu ai putea să faci așa ceva, sau eu i-aș acuza și de lipsă de profesionalism și prostie. În dorința lor de a-și da lucrări la prieteni, în dorința lor de a se îmbogăți, iată, nu mai sunt atenți cu actele. Problema este, bun, Curtea de Conturi a constatat lucrul ăsta. Ilegalitățile, ce se întâmplă mai departe? Ei o să dea banii înapoi, probabil. Banii care au fost cheltuiți ilegal. Tot banii noștri o să-i dea, că nu o să dea banii lor. Este o mare problemă. Dar ar trebui să ne întoarcem împotriva acestor, cel puțin la vot, dacă nu. Sigur, sună foarte aiurea, pentru că votul va fi exprimat peste un an de zile. Da. Deci pare un lucru îndepărtat. Deși nu este chiar atât de îndepărtat, dar ar trebui organele statului să se sesizeze. Mă refer la parchet, la DNA și să se întreprindă o acțiune pentru a stopa. Pentru că primăria Târgoviște intenționează să se împrumute în continuare pentru a-și continua acest joc de avați ascunsele cu târgoviștenii. Deci noi în continuare avem nevoie de bazine de not. Mă gândesc la spațiul sportiv Crizantema, care cândva a fost bine făcut pe vremea lui Ceaușescu și care acum este în paragină. Nu o să mai fie, domnul Rani. Pentru care doamna Nuția aduce niște bani, nu? Aduce 19 milioane de euro. Așa. 19 milioane, din care am înțeles că jumătate o să-i dea tot târgoviștenii. Suntem orașul în care s-a mărit taxa de habitat. Aș vrea să le spun târgoviștenilor, să le dau o informație foarte importantă. Acum taxa de habitat apare pe factura de curent. Așa este. Este ilegal. Deci acest contract pe care primăria l-a făcut cu Electrica, unde este domnul Folescu, mi se pare, nu? Da, personaj, personaj bine cunoscut nouă, care a iluminat cu larghețe acest oraș care nu are drumuri și care arată cum arată, plin de câini și de gunoaie și de gropi. Deci fiecare cetățean are dreptul să ceară în scris să plătească numai curentul electric. Adică este o mare păcăleală, pentru că de curent electric au nevoie toți, este adevărat. Da, dar poate unii nu vor să-și plătească taxa de habitat și atunci ei pot să facă cerere să o plătească separat.
Deci, nu este doar pe Târgoviște, este pe întreg județul. Ieri ne-a sunat un cetățean la redacție din Pucioasa, domnul Barbu. Da. Deci a sunat și zice, vreau să vă spun, să vă informez, întrebați dumneavoastră autoritățile, Barbu mă numesc de la Pucioasa, am dus să plătesc factura de curent electric pe care este introdusă și taxa de habitat și nu a vrut să ia separat. Păi normal. Nu plătești, rămâi fără... Păi da, autoritățile județene spun că nu e adevărat. Dar ele spun oamenilor cum pot să facă acest lucru. Păi, deci să facă această cerere, să o înregistreze și după aia ne întâlnim în instanță. La urma urmelor și noi putem pune avocați la dispoziția lor. Cred că și PSD-ul, pentru că toți suntem într-o uniune în curând, încurajez oamenii să facă acest lucru. Pentru că nu este vorba de o nesupunere civică. Este vorba de un drept al cetățeanului. Pentru că tu hotărăști în numele cetățeanului un lucru care mi se pare abuziv atâta timp cât această taxă este exagerat de mare și atâta timp cât se creează un experiment tot în județul Dâmbovița, care este un județ atât de amărât, în care au intrat atâția bani cu care se bate domnul Florin Popescu sau cum îl cheamă în piept, că a adus niște fonduri extraordinare în județul Dâmbovița, care nu se văd, probabil știu ei unde sunt. Păi da, stați puțin, că trebuie precizat lucrul ăsta. Deci, chiar președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Florin Popescu, vă contrazice și pe dumneavoastră, și pe domnul Barbu din Pucioasa, care ne-a sunat la redacție, și pe colegul noastră de partid, domnul Bădău. Deci, președintele Consiliului Județean, domnul Florin Popescu, la ultima conferință de presă făcută acum nu știu cât timp, că nu le fac lunar sau săptămânal, întreba de mine cum e cu factura asta la curent electric și cu taxa de habitat introdusă pe factura de electricitate, dânsul a precizat că poți să plătești curentul fără să plătești taxa de habitat și că nu-ți va fi oprit curentul electric dacă nu plătești taxa de habitat. Deci așa a spus președintele Consiliului Județean. Este mă simt datoare să precizez lucrul ăsta. Este un mincinos. Da, eu îmi permis să-l fac mincinos pentru că... Păi trebuie să aveți și dovezi. A spus asta este dovadă, pentru că dacă omului să refuză plata separată a celor două servicii, care sunt servicii, ce are electrica cu taxa de habitat? N-are absolut nimic. Sunt două lucruri total diferite. Știți că este și un conflict pe care primarul Bădău din Pucioasa îl are pe această temă. Eu îi salut curajul, pentru că este singurul primar din Dâmbovița care a reușit să ridice capul și să înfrunte actuala putere. Păi vedeți, mea trebuie să arătați curajul, alții nu prea. Și la urmă, dacă are dreptate și îmi cer scuze că dacă are dreptate, că l-am făcut mincinos, el a mai fost mincinos și în ceea ce privește persoana mea, pentru că atunci când eram director la teatru mi-a promis o sumedenie de lucruri și nu s-a ținut de cuvânt. S-a ținut de cuvânt, în schimb, să mă demită cu orice efort și să distrugă cultura din acest oraș. S-a văzut, s-a împlinit acum un an de zile, de când teatru Tony Bulandra practic nu mai există și am văzut ce premieri au fost între timp, la ce a dus această comasare, la pierderea publicului, la pierderea prestigiului. Singurele participări internaționale ale teatrului au fost tot din programul meu manageriar, erau lucruri deja stabilite înainte de plecarea mea. S-a dovedit că această putere portocalie nu reușește decât să distrugă tot ce atinge. Sau dacă atinge, să atingă în așa fel, să distrugă și să câștige numai ea. Și este suficient să ne gândim la concesionarea ilegală a 17 parcări, unde se impută aproape 3 miliarde de lei. Știți că PNL-ul, mai ales tineretul PNL, a dus o campanie de strângere de semnături și am reușit prin această campanie să anulăm practic contractul pe care primăria l-a făcut cu fără licitație, bineînțeles, fără aprobarea Consiliului Local. De fapt, în tot anul 2009 constatăm că a fost o obișnuință să treacă peste Consiliul Local, deși ei aveau majoritate acolo. Domnul Rani, și cu toate astea, autoritățile locale și județene spun, domnule, de când suntem noi la conducerea municipiului, a județului, au venit foarte mulți bani în județ. Este și un coleg de al dumneavoastră, domnule, de partid, domnul deputat Plăiașu, care spune, domnule, trebuie să recunoaștem că au venit foarte mulți bani în județ. Da, asta poate să recunoască orice contabil. Problema este unde sunt, pentru că eu mă uit în jur, ca orice om cu bun simț, și nu văd acești bani. Să ne spună unde sunt acești bani. Să ne spună sigur, s-au făcut asfaltări, am descoperit că, de fapt, lucrările declarate poduri erau podețe,
Deci, într-un singur sens, nu în două sensuri, cum erau, s-au și dat bani înapoi, am înțeles, anul trecut. Sunt o soi de proiecte interesante, dar cetățeanul, omul de rând, nu vede acest lucru. El vede la, dacă taxele scad, ori taxele locale au crescut, păi da. El vede că are o taxă de habitat pe care nu înțelege, nici nu știe ce e la habitat. Dar trebuie să o plătească. Da, dacă era o căprioară într-o pădure, ar fi trebuit să plătească habitatul pădurii, căprioara sau cum, păi nu da. Știu. Deci sunt niște lucruri legate de bunul simț. S-a trecut orice măsură. Uitați, apa. Apa este un bun al nostru, al tuturor. Uh-huh. Noi plătim foarte mult apa în județul Dâmbovița și se motivează că este o societate comercială. Da, și că se fac investiții pentru îmbunătățirea calității. Se tot fac investiții de când m-am întors eu în acest oraș de 10 ani. Bine, întotdeauna să fac investiții. Este ceva absolut cumplit. Plătim colectarea apei de ploaie și tot soiul de lucruri de astea și Târgoviște este inundată la fiecare, cel puțin de câteva ori pe an. Știm, sunt zone în Târgoviște care sunt inundate pentru că instalația de canalizare nu face față. Da, da, replica conducerii, știți care este? Suntem societate comercială, trebuie să ne gândim la profit, vrei un serviciu, trebuie să plătești. Da, dar este vorba despre apă, nu discutăm despre un serviciu oarecare. Deci despre hrană și apă, dar asta se discută și despre TVA-ul cu 5% la alimente. Care hrană, domne? Zahărul deci, și uleiul pe care să omoară care oamenii? O să pună taxă și pe aer în curând? Pentru că respirăm un aer mai curat decât eram acum 15 ani, că nu mai funcționează oțelăria Târgoviște, suntem o centrală Doicești. Până unde o să meargă ei? Cheltuielile legale au fost făcute neîncasări de taxe, de fapt, cu clubul de fotbal municipal ESA, aproape în valoare de 4 miliarde de lei. S-au dat sporuri, conform curții de conturi la toți funcționarii publici și la tot aparatul primăriei ilegale. Știu că la teatru am dat și noi, angajații au dat teatrul în judecată și au câștigat în instanță. Probabil trebuia procedat în felul acesta. Mă gândesc la izolarea blocurilor, unde și acolo au fost prețuri de și de 6 ori mai mari și până la urmă acest program este blocat în da, prezent. Da, stați așa că la chestia asta cu reabilitarea blocurilor aici problema este mult mai complicată. Că vă readuc în atenție acuzația președintelui PSD Dâmbovița, deputatul Stan, care vorbea de mită de un milion de euro, nu mai știu exact cât spune, deci o sumă exorbitantă. Dacă a zice fost... că s-ar fi dat mită. Da, eu nu am informații. E declarația președintelui Stan. Da, eu nu am decât informații venite de la instituțiile statului. Am și alt soi de informații, bineînțeles, dar aș prefera să vorbesc despre informațiile scrise, pentru că m-am obișnuit cu atacurile și atunci oamenii zic, bun, îți dai tu cu părerea, cel mai bine să vii cu argumente. Eu știu că s-au cheltuit ilegal 700 de miliarde de lei vechi pentru înveloparea blocurilor din Târgoviște, care oricum arată și din punct de vedere estetic arată rău, foarte multe au fost făcute portocalii, a fost făcută o discuție pe tema asta, așa, oamenii sunt nemulțumiți. Odată că blocurile erau tăurât, odată că s-au făcut lucrările într-un mod neglijent și bineînțeles că au costat foarte mult. Dar vedeți, noi spunem că oamenii sunt nemulțumiți și asta contează. Contează ce spun oamenii. O spunem noi jurnaliștii pentru că suntem tot timpul printre târgovișteni. Dom'le, oamenii au spus și că nu lor nu le trebuie să fie refăcută baza de agrement, că cine trebuie nouă bazin de not, noi mâncăm bazin de not. Noi nu avem pensii, noi nu avem salarii, noi nu avem bani cu ce să trăim și cu ce să plătim utilitățile. Și cu toate, așa spuneau târgoviștenii. Ei, și cu toate astea, și aș vrea să comentați vizita ministrului, recenta vizita ministrului dezvoltării și turismului, doamna Udrea, care a venit, a inaugurat o sală de sport pe la Colegiul Nechiță Păcărescu, unde au fost aduși niște pomișori. Înțeleg chiar de la profesorii de la Nechiță Păcărescu că plouă prin... sala aia de sport, cred că acoperișul e bine făcut sau nu da, știu. Cred că se discută prea mult de ministru Elena Udrea, deci vizite de genul acesta nu s-au mai văzut în Târgoviște de la ultima vizită a domnului Traian Băsescu când s-a pus un covor de iarbă de cozi înainte la curtea domnească. Nu, asta știu și mobilizarea era cu câteva ore înainte. Că pe vremea lui Ceaușescu se vopseau cu ducă copacii ca să fie verzi și erau aduse vacile din alte județe ca să viziteze femeile
vremele Ceaușescu în județul Dâmbovița. Iar la Voinești, mi-aduc aminte, au pus într-un singur pom mere Ionatane cu Golden, legate cu oață, ca să pară rom. Bine. Era o glumă a studenților și elevilor care lucrau în practică. Da, da. Același lucru se întâmplă astăzi, dar trebuie să ne ducem în istorie la Ecaterina II a Rusiei, care făcuse niște sate din mucava, adică le vedeai numai din caleașcă. Aha. Era numai partea din față a clădirilor. În rest, nu existau aceste sate, țăranii trăiau în bordeie. Hai să vorbim despre liceu Văcărescu, pe care îl cunosc foarte bine, sunt și eu absolvent. Acum o zi cu rușine, pentru că acolo a absolvit și domnul Boriga, a absolvit și domnul Florin Popescu și dar știți cum se întâmplă. Unii sunt mai buni, alții sunt mai răi. Da, e multă lume. Olimpic. Pentru 1000 de elevi în fiecare an se mai strecoară și specimene de felul acesta. Liceul Văcărescu, deci tot ce a inaugurat doamna Nuții, Udrea, Cocoș, era făcut dinainte, pentru că acel proiect european cu care liceul Văcărescu a câștigat toată reabilitarea a fost făcută în timpul guvernării liberale, ca să lucrurile să fie foarte, foarte clare. În ceea ce privește sala de sport, acea sală care are o acustică oribilă și care stresează bieții elevi, nu este izolată împotriva ploii. Spuneați că plouă. Chiar plouă în acea sală. Plouă în acea sală. S-au adus panouri pentru a pune diferite anunțuri, fotografii și așa mai departe, de la toate școlile din municipiul Târgoviște, ca să arate bine, nu? Liceu Văcărescu. Bine. Da. S-au adus de la prefectură ghivecele cu copăcei, 4 sau 6 ghivece care s-au pus contra zidului. Le-ați filmat și dumneavoastră, aș vrea să le filmați astăzi sau mine când vor pleca la locul lor. Deci totul este de un caragioslâc enorm. Nu mai vorbesc stilul în care se face o asemenea inaugurare, micile glumițe pe care tanti Nuții le face cu Florin Popescu și invers. Ce glumițe, domnule? Glumițe cu... ați avut elevi pe domnul Borica și pe domnul Florin Popescu și n-ați prea fost sever pentru că, uite, ei au intrat în politică sau... domnul Florin Popescu care vorbește de gașca de la Văcărescu, că suntem băieți de gașcă, încercând într-un mod absolut jenant să se apropie de limbajul pe care îl folosesc tinerii și să devină simpatic, el nu reușește să fie simpatic, pentru că pentru a fi simpatic trebuie să mai slăbească vreo 40 de chile, cred, să aibă și el o figură mai umană. Dar pe domnul Boriga l-ați ascultat când a spus? Domnul Boriga este slab și în felul ăsta îi fac un cuplu celebru în cinematografia mondială, Stan și Bran. Da. Despre faptul că îi spunea doamnei Udrea de Târgoviște, capitala basketului. La și nu mai este capitala basketului, că s-a terminat la prezent, nu vă supărați. S-a terminat cu capitala basketului. Acum este capitala, nu știu, capitala cheltuielilor ilegale a banilor publici în valoare de 44 de miliarde de lei. Nu știu dacă se mai întâmplă la un alt oraș din România așa ceva. Este absolut cutremurător. Da. Ce face opoziția în fața acestui raport cutremurător? Opoziția, în primul rând, uite, opoziția iese în fața oamenilor și informează. Noi trebuie să informăm oamenii, în primul rând, și în al doilea rând să le spunem nu-i mai alegeți pe ei data viitoare, alegeți altceva, dar trebuie să le mai spunem ceva în plus. Noi avem soluții și noi nu vom face așa. Și trebuie să și demonstrăm, chiar până la alegeri, cam ce am putea face. Și liberalii au un proiect mai vechi despre care am obosit să tot vorbesc, dar care există, se numește Primăria Alternativă. Și practic pe fiecare domeniu pe care îl acoperă Primăria Târgoviște, noi avem oameni care se ocupă de acest domeniu pentru ameliorarea serviciilor, pentru un management mai bun al Primăriei Târgoviște. Chiar ne gândeam la un moment dat că ar fi foarte bun un manager german, să-l aducem din Germania, poate chiar vorbitor de limba română, care să se ocupe de managementul municipiului Târgoviște. Sunt convins că în 2-3 ani Târgoviștea va arăta cu totul altfel. Pentru că trebuie să aducem, nu numai să afirmăm că este un oraș european, să aducem și un spirit european de organizare, de respect pentru banul public, de transparență, prin licitații corect făcute.
printr-un dialog cu publicul, cu presa, cu categoriile de vârstă, cu sindicatele și așa mai departe. Deocamdată primăria este un bunker la care nu ai acces. Că te oprește poliția. Te oprește de poliția. De la Municipal Security, nu? Da. A domnului Dinu. Ziceați dumneavoastră de foarte mult timp că, uite domne, că măsurile luate de guvernul Bognu sunt bune, că este cel mai slab guvern și de aia depune moțiuni de cenzură ca să dăm jos guvernul Boc 1 și Boc 2 și Boc 3 și Boc 4 și care o mai fi el. Dar uite domne că domnul Boc, dânsul și reprezentanții dânsului în județ spun că uite acum, într-o zi, două ieșim de recesiune. Uite acum, la sfârșitul lunii. Nu, știu, eu sunt, eu sunt artist, nu sunt economist, nu știu ce e recesiune. Dar mi-ați simțiți așa că ne merge mai, vă merge mai bine, așa mai... Nu, nu știu, eu simt că... Nu vedeți luminița aia, nu? Iau niște pastile galbene de vreo două zile și am niște dureri de stomac îngrozitoare, probabil din cauza recesiunii. Și mi-a spus medicul să mănânc un borcanel de iaurt. Trebuie să mă obișnuiesc, am auzit că vine și foametea peste noi. Care e foametea, Dumnezeu? Foametea aia care e în India, prin eu nu știu ce ați auzit, dumneavoastră, vă spun ce zice domnul Boc. Bangladesh. Zice domnul Boc, ce spun parlamentarii PDL. Dom'le, deci ieșim din... Chiar nu simțiți? Ieșim din recesiune? Da. Dom'le, dacă aș fi limbric, eu v-aș spune din ce aș ieși și. Așa mă simt la ora actuală. Este cald și bine aici, dar este... Casa limbricului. Dumneavoastră o luați în... Păi nu am în ce să este o prostie. Nu, cine nu mai e în serios pe domnul Boc? Nu mai e nimeni, nu mai crede nimeni. Nici măcar o mamaie care i s-a tăiat pensia sau un tataie care i s-a tăiat accesul la medicamente sau unul care și-a tăiat singur caloriferele ca să nu mai plătească căldura. Și se bucur că a venit primăvara, probabil la asta se referă, la venirea primăverii, asta înseamnă ieșirea din recesiune. Recesiune ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să plătești mult la încălzire, că trebuie să plătești mult la lumină în perioada de iarnă. Nu știu, chiar noastră cum explicați lucrul ăsta? Deci, pe de-o parte, se scumpesc toate, da, o iau razna prețurile, nivelul de trai este din ce în ce mai scăzut, dovada, se calcă în picioare, se omoară în trei pentru un kilogram de zahăr sau un kilogram de ulei bonus, pe de-o parte. Pe de altă parte, vin reprezentanții arcului guvernamental și spun, uite, acum într-o zi, două ieșim de recesiune. Uite, o zi, două, mai e de când vorbim noi, că 20 ceva de ore mai sunt. Probabil noi... Dar ce înțelegeți? Înțeleg că ești bajoc de noi, pentru că ne cred proști. Asta nu-l mai crede nimeni pe domnul Boc. Poate să spună orice. De fapt, este o declarație politică. Pentru omul de rând, recesiunea n-are nicio semnificație. Are pentru economist, pentru cei care fac statistici, care fac analize, pentru cei care privesc spre economie. Au crescut exporturile, nu? Foarte mult, dar omul de rând nu a văzut lucrul acesta. A crescut TVA-ul anul trecut, a crescut toate taxele, s-au diminuat salariile, s-au diminuat veniturile în general, au crescut toate prețurile, deci nivelul vieții noastre este cam prin ca acum 5-6 ani, poate mult mai scăzut decât atunci și am mai pierdut ceva, nu? Atunci aveam speranță, acum nu mai avem această speranță. La un moment dat, pe vremea guvernării Năstase, a început un soi de prosperitate, bazată pe consum, o să spuneți. Uh-huh. Da. Dar românii, după atâția ani, după dictatură, au văzut o lumină. Acum au pierdut această lumină. Oamenii au început să vorbească în șoaptă, nu mai vorbesc lucrurile importante la telefon, că le-i frică să fie că sunt înregistrați, le-i frică să vorbească între ei, pentru că managerii, vorbesc mai ales de cei de la stat, bineînțeles, uh-huh, îi amenință, pentru că managerii sunt ai PDL-ului aproape până la nivel de femeie de servici. Și pentru că noul cod al muncii îți permite să-l dai afară fără să te mai... Pe asta s-a și urmărit. Este o pierdere a libertăților individului, este evident. Da, da, vedeți că vine domnul Botiș și spune pregătim niște măriri de salarii. Nu măriri, niște reveniri. Și reveniri, adică nu salarii. Sunt măriri de salarii. Mărim pentru că salariile, iau facem salariile. Ceva de mii de locuri de muncă. S-a revenit la salariul inițial? Nu. Nu. Nici prin aceasta, nu pot să-i spun mărire, prin această revenire nu se ajunge la salariul vechi. Dar, repet,
mărindu-se TVA-ul, mărindu-se prețurile la alimente și la toate serviciile, avem și o inflație mult mai mare decât în trecut, să nu uităm lucrul acesta, de fapt. Această mărire nu acoperă decât parte din inflație și parte din creșterea prețurilor. Deci românii nu o duc mai bine cu orice mărire ar fi. Și mă gândesc cu tristețe la toți cei care au ajuns șomer și eu am ajuns șomer, nici măcar șomer n-am ajuns, că n-am avut dreptul să iau șomaj, nici n-am vrut să mă prezint la șomaj, ca să nu-mi scadă anvergura, dacă vreți, pentru că aș fi devenit depresiv și m-aș fi simțit inutil. E greu când ești la șomaj, e greu să-ți mai revii. Și e foarte complicat pentru că dintr-o dată, de azi pe mâine, sigur că nu reprezinți decât un număr într-un calcul contabil, dar tu, familia ta, tu contezi. Familia ta așteaptă de la tine să vii cu pâine acasă, să cumperi un litru de lapte și așa mai departe. Și nu mai ai banii respectivi. După aia nu mai ai bani să plătești taxele, nu mai ai bani să plătești chiria, te trezești fără casă. Și ești în toate statisticile, că nici măcar șomer nu mai ești, că nu mai da, poți să supraviețuiești. Vin guvernanții și spun, dar nu putem, fraților, până la infinit să fim un stat de asistați social, de mămici este o rușine. Copilici. Faptul că se spune și primarul Boriga a spus de foarte multe ori că sunt foarte mulți asistați sociali în municipiul Târgoviște, mi se pare inadmisibil să vorbești în termenii ăștia, pentru că oamenii ăștia chiar au nevoie de ajutor. Dacă nu poți să le oferi un ajutor bănesc, atunci creează cadrul pentru ca aceștia să muncească într-un anumit fel. Mi-aduc aminte, de exemplu, la sere. Nu știu dacă s-au privatizat sau nu, dar existau sere. O anumită categorie de populație lucra la sere. Mă gândesc la întreprinderile astea de salubritate și așa mai departe. Iarăși o altă categorie lucra. Sau în direcția de construcții a primăriei. De statul poate să producă la un moment dat și locuri de muncă. S-a făcut o mare confuzie între funcționari publici, între numărul de funcționari publici și ceilalți lucrători din cadrul instituțiilor de stat, cum ar fi artiștii, de exemplu. Uh-huh. Nu poți să reduci la modul general. Ar trebui o analiză aplicată pe fiecare instituție din cadrul primăriei în parte și sigur că lucrurile ar sta altfel dacă ar fi o minte, dacă ar fi o viziune de ansamblu asupra lucrurilor, dacă știm încotro mergem. Dar în momentul în care eu văd că se face în 2009 un bazin acoperit și marele obiectiv al lui Gabriel Boriga este baza Crizantema, în loc să fie, nu știu, la început să avem canalizare, să avem drumurile asigurate, să avem spațiile dintre blocuri rezolvate. Păi le avem pe toate rezolvate, nu, dar decât în revistă. Nu le avem. Și asta este dincolo de simpatia sau antipatia mea față de aceste personaje. Sunt lucruri care se văd cu ochiul liber. În momentul în care o să vezi o Târgoviște care este măcar curată, ca să nu mai spun altfel, atunci lucrurile vor sta cu totul altfel. Ca să nu mai vorbim de sistemul de sănătate, ca să nu mai vorbim care este la pământ. Acum se vor face mari investiții la spitalul municipal, care va deveni spital de urgență. Da. Înțeleg. Și acolo se începe la fel, cu borduri, cu curățenie, în loc să se înceapă cu aparatură, cu medici, pentru că medicii au fost foarte loviți în perioada asta. A fost inaugurată, domne, secția de ortopedie, a inaugurat-o doamna Udrea. O secție de ortopedie. A inaugurat-o, vedeți? Da. Ortopedia nu te omoară, sunt alte boli care te omoară și, nu știu, lucrurile încep un pic invers, este ca și cum... ți-ai luat un costum frumos de haine fără să-ți iei paltoni într-o plină iarnă și o să mor de frig. Bun, spuneați, vin alegerile. Văd că nu se mai discută despre alegeri anticipate, se discută despre alegeri la termen. Puterea spune, domnule, nici opoziția nu vrea alegeri anticipate. Vă întreb, ce face USL? Stați o clipă. Deci eu știu că PSD-ul a adunat deja 10.000 de semnături pentru alegerea anticipată la Târgoviște și că mai au nevoie numai de 5.000 de semnături. Ca să poată să declanșeze alegerile anticipate la Târgoviște. Deja am discutat cu doamna Norica Nicolae la un moment dat. Aceste alegeri anticipate locale în mai multe localități din țară ar duce la alegeri anticipate în toată țara. Ar fi o modalitate. Dar a mai rămas foarte puțin timp și nu trebuie să ne grăbim. Trebuie să-i lăsăm să meargă în aceste direcții, dar adică nu trebuie, am putea să-i lăsăm, dar ar fi cinic din partea noastră ca politicieni. Noi trebuie să încercăm
să profităm de fiecare ocazie pentru a le submina autoritatea, pentru că autoritatea de care ei se bucură, ei o folosesc în folos, în, pentru binele propriu. Și acest lucru este inacceptabil. Deci niciodată n-a arătat țara românească atât de trist. Niciodată Târgoviștea n-a arătat în felul acesta. Lumea este revoltată, mergeți în piețe, mergeți prin cartiere, stați de vorbă cu pensionare. Niciodată n-au fost atât de revoltați. Păi, mergem și noi. Ne întrebați ce facem. Deja noi am intrat în campanie electorală și asta deja este o informație. Cine a intrat în campanie electorală? PNL-ul. Dacă vreți, da? PNL-ul Târgoviște alături de PSD. Primele mari acțiuni vor începe peste 2 săptămâni. La nivel de municipiu am avut prima întâlnire cu PSD-ul, cu domnul Victor Sanda și cu mare parte din vicepreședinții PSD Târgoviște. Astăzi avem conferință de presă unde eu am invitat și purtătorul de cuvânt de la municipiu al Partidului Social Democrat. S-au discutat toate aceste probleme, dar mai ales, dincolo de cheltuirea ilegală a banului public, noi trebuie să discutăm despre ceea ce se numește rețea electorală, pentru că ei au numit, până și administratorii de blocuri sunt numiți pe culoare politică, și va trebui să refacem împreună cu PSD-ul toată rețeaua electorală, să aducem tineri către noi, care să fie foarte prezenți în secțiile de votare, pentru că până la urmă, dacă ne organizăm bine, vom ști să răspundem acestei mișcări naționale. În sondaje stăm foarte bine. Problema este dacă oamenii vor veni sau nu vor veni la vot. Și atunci trebuie să-i determinăm să voteze, pentru că este ultima strigare. Deci USL Târgoviște, ca să spun așa, funcționează? USL Târgoviște funcționează, da. Deci noi n-am semnat absolut nimic, nu trebuie să semnăm, nu suntem obligați să semnăm, dar deja s-au numit comisii de o parte și de alta pentru a stabili un program politic. Mai mult de atât, săptămâna viitoare vom avea un program de activități comune. Adică ce aveți? Ziceți-ne și nouă. Păi, de exemplu, prima mare acțiune pe care o să o avem este legată de furtul votului, de cumpărarea de voturi. Adică. Deci va trebui să conștientizăm în rândul populației că faptul că ei acceptă bani pentru a vota un anumit partid, asta nu le rezolvă problema lor personală. Eventual vor supraviețui câteva zile, dar vor avea 4 ani de coșmar mai departe. Dar știți că lucrul ăsta se discută, mă iertați că vă întrerup, și la nivel național. Cum poți să convingi un om care e mort de foame, care n-are 5 lei în buzunar, dar se gândește că trebuie să pună pe masa acasă copiilor ceva de mâncare, să nu ia? Este foarte simplu. Este foarte simplu. O să vă explic de ce. El, dacă acceptă să voteze corect, așa cum îi spune conștiința, dacă are cât de cât o maturitate politică și refuză acel ban, oricum s-a văzut că numai o parte a populației poate fi cumpărată. Ce-i drept, da? Și nu, asta nu reprezintă o majoritate. Viața lui se va îmbunătăți dacă cei aleși se vor ține de cuvânt și vor respecta programul pe care l-au anunțat în timpul alegerilor. Și dacă vor da un vot negativ Partidului Democrat Liberal. E foarte simplu, pentru că vine un partid cum este Partidul Social Democrat, care este recunoscut pentru plecarea sa spre social, vine un Partid Național Liberal care are specialiști, mai ales în domeniul economiei, despre care ar trebui să discutăm cu precădere, de relansare economică, are o știință, și vine, cele două partide vin după guvernări excelente, în care România a avut creștere economică și a avut cea mai mare creștere economică din spațiul european la un moment dat. Și dacă nu venea păcătoasa asta de criză, dar nu cred că e de vină criza. Întotdeauna dăm vina pe celălalt, pe ceva din afară. Eu cred că este de vină poasta guvernare. Ei spun că nu le-am lăsat destui bani în visterie ca să ce? Ca să-i cheltuie. Că i-ați cheltuit? Da. Și guvernul. Dar vedeți că și la nivel local lucrurile se întâmplă la fel. Deci primăria Târgoviște vrea să facă un nou împrumut. Adică s-au obișnuit să trăiască din împrumuturi. Aceste împrumuturi trebuie date. Nu putem să îndatorăm comunitățile la nesfârșit. Pentru că asta înseamnă să condamnăm
oamenii de astăzi, poate și copiii noștri, să plătească datorii la nesfârșit, pentru că ei nu au fost întrebați. Pentru că cei care au venit la putere au promis cu totul altceva. Luați programul de guvernare locală sau programul de guvernare și o să vedeți că acel program nu a fost respectat. A fost o literă moartă. Suntem un popor tare ciudat. De exemplu, în Franța, unde am locuit atâția ani, lucrurile nu s-ar întâmpla așa. În momentul în care un primar ar fi anchetat de DNA, și-ar da demisia. În momentul, pentru că este o chestiune de onoare. Dar se pare că noi trăim într-o zonă în care onoarea nu mai există. Este o noțiune probabil mult prea abstractă. Ce să mai vorbim despre virtutea romană? Nici virtute nu mai există. Revenind în plan local, deci ce să înțeleagă târgoviștenii? PNL și PSD și-au dat mâna. Și-au dat mâna. Este o uniune, da, Târgoviște. Da. Deci v-ați întâlnit și la nivel local Târgoviște, nu numai la nivel județean. Aveți un program comun, să înțeleg? Nu, se lucrează la program comun și la un program, deci un program politic și un program de activități. Se știe că vom susține candidatul PNL sau PSD la primăria Târgoviște. Și cred că avem nevoie de această unitate, mai ales că PDL-ul încearcă în prezent să facă, să schimbe legea electorală pentru a scoate din primul tur primarul, indiferent de procentaj. Sigur, pentru noi va fi mult mai dificil, dar PSD-ul este un partid puternic, PNL-ul a crescut enorm la Târgoviște și, cum să spun, nu cred că PSD-ul singur ar putea să facă mai mult decât ce ar putea să facă alături de PNL și acest lucru ne leagă. În protocolul semnat în această uniune, este foarte important de știut că nici PSD-ul nu poate avea majoritate în Consiliul Local fără PNL și nici PNL-ul. Sunt județe, de exemplu, și orașe unde PNL-ul este mai puternic decât PSD-ul și mă gândesc la Hunedoara. Ei, sigur că ambele partide pierd în această afacere, dar vom câștiga pe ansamblu. Asta vreau să veți merge pe liste comune? Vom merge pe liste comune, da. La Târgoviște și la județ vom merge pe liste comune. Și candidat unic? Un candidat, da. Modalitatea de alegere a acelui candidat, eu sper să fie un om puternic, un om care să ducă această căruță și să creeze unanimități. Cred că acești oameni există, nu este nicio problemă. Încă nu ați demarat acele sondaje de opinie, nici la nivel PSD, nici PNL, înțeleg. Nu, dar nu vor fi sondaje politice, să știți. Nu cred că va fi la nivel de persoane. Eu sunt în aceste sondaje, de exemplu, dar nu cred că va fi la nivel de persoane. Deci, în momentul în care se va decide, de exemplu, dacă, să zicem că PNL-ul va avea primăria Târgoviște, atunci, în cadrul PNL-ului, se vor purta mari discuții, dar trebuie să fie o persoană acceptată și de PSD. Și de PSD, asta am înțeles. Deci, trebuie să creeze un climat, trebuie să fie o persoană integră, trebuie să fie o persoană, dincolo de orice suspiciune, recunoscută ca lider. E o alchimie. Ca liderul SL. Ca lider în general, pentru că nu ești numai lider liberal sau USL, sau sunt lideri care se nasc așa. Și Pugaciov, când a făcut răscoala din Rusia, s-a născut lider. Nu existau partide pe vremea aia. Domnul Rani, dumneavoastră știți foarte bine că eu de fiecare dată criticam, ca să spun așa, activitatea sau non-activitatea consilierilor municipali PNL, ba chiar votul dat de unul din cei doi consilieri municipali PNL, și anume domnul Silviu Tănase, alături de PDL. E, la ultimele ședințe de Consiliu Local Municipal am văzut așa o unitate în zâmbiță. Păi știți de ce zâmbesc? Pentru că de câte ori veneam la interviu, vă spuneam că am avut discuții, că lucrurile o să se îndrepte și n-ați crezut că se va întâmpla acest miracol. Păi nu, domnule, că până nu vezi, nu crezi. Eu am fost perseverent, să știți. Și mă bucur că am fost perseverent, pentru că sunt convins că Silviu Tănase are un viitor în politică, este tânăr, are multe calități. Și de acum încolo să-l vedem și cu inițiativă în cadrul Consiliului Local. Aha. Va fi mult mai vizibil. Asta este mica noastră înțelegere. Pe de altă parte, vreau să vă mai spun un lucru. Am devenit sever la PNL în ultimul timp.
este nevoie de puțin mai multă disciplină, chiar dacă suntem liberali. Și am devenit sever pentru că ceea ce avem noi de câștigat acum este extrem de important. Noi avem de câștigat, să-i spunem, o bătălie, să nu-i spunem un război, pentru cetățenii din Târgoviște, pentru poporul român, dacă vreți, în ultimă instanță. Pentru că poporul român nu este atacat din afară, cum se întâmplă cu alte popoare, sau cu atacate de conducătorii lor cu arme. Atacul exercitat asupra poporului român este mult mai subtil, este prin înfometare și îndobitocire. Și atunci noi avem această obligație de a salva poporul român, în care facem și noi parte. Eu nu sunt un venetic în Târgoviște. M-am născut la Târgoviște și Târgoviște înseamnă foarte mult pentru mine. Înseamnă copilăria, înseamnă părinții mei, înseamnă prima dragoste puternică. Sunt legat de aceste lucruri. Eu mergeam, mi-aduc aminte, în parcul din casa lui Brătescu Voinești. Am amintiri foarte plăcute, mai ales când înfloreau castanii. Am vrut să fac ceva pentru acest oraș. Am făcut o instituție de cultură puternică recunoscută internațional, e vorba de Teatrul Tony Bulandra, dar mi-am dat seama că este insuficient. Aceste lucruri, aceste instituții culturale sunt fragile în fața puterii și a banului. Și atunci nu se rămâne decât un singur lucru. Bătălia mea nu este neapărat pentru reinstaurarea culturii vechi în municipiul Târgoviște, ci pentru reinstaurarea unui bun simț, pentru restaurarea unei viziuni asupra politicii locale care să depășească lipsa actuală de viziune în politica locală. Este foarte simplu. Da, da, vedeți, ca să puneți în aplicare toate lucrurile astea, trebuie ca protocolul ăsta, Uniunea asta social-liberală, toți pesediștii și toți liberalii, și mă opresc la nivel Târgoviște, unde sunteți noastră, trebuie să trageți căruța asta toți în același sens. Ce se va întâmpla? Știți ce se întâmplă? Unii pesediști care sunt foarte apropiați de actuala putere, să zicem, prin natura relațiilor pe care le au, unele de sânge, altele de prietenie și așa mai departe, și-au dat seama că nu au primit decât și ei tot soiul de trădări. Au primit câte o ciosvârtă, câte un oșcior de rost, cât să nu moardă foame, să-și păstreze afacerile și întreprinderile și așa mai departe. Dar n-a existat cu adevărat, au supraviețuit. Deci acum ei își pun problema a fi sau a nu fi. Că tot folosesc acest citat din Hamlet de fiecare dată. Deci ei nu au altă șansă decât să se lupte alături de noi. Și noi nu avem altă șansă decât să ne luptăm alături de ei pentru a înlătura aceste persoane. Ați discutat cu președintele PSD Târgoviște, domnul Victor Sanda, despre atitudinea consilierilor municipali PNL și PSD. Se întâlnesc înainte, discută, votează la fel, vin toți, că e foarte important. De acum încolo, deși nu suntem majoritari în Consiliul Local, așa e. E alta situația la județ și sperăm să-l vedem plecat pe domnul Antonescu, securistul de servici, care e vicepreședinte la județ. Stă tot în puterea USL Dâmbovița. Stă în puterea USL și este prevăzut în protocol. Da. Deci dacă nu se aplică protocolul, se va produce o ruptură. Va fi un scandal național și nimeni nu-și dorește lucrul ăsta. Deci domnul Antonescu va trebui să plece. Revenim la municipiul Târgoviște. De acum încolo, noi obișnuiam oricum să discutăm toate hotărârile de Consiliul Local în cadrul biroului municipal. Probabil se va discuta în cadrul birourilor fiecărui partid și o să avem o întâlnire USL. Nu trebuie atât de largă întâlnirea. În moment ce s-a hotărât în birou, e suficient să se vadă președinții sau vicepreședinții și să stabilească un plan comun de atac, dacă vreți, în cadrul Consiliului Local. Pentru buna informare a cetățenilor din Târgoviște. Sigur că da. V-ați mărturisit unul altuia, ca să spun așa, cei doi președinți, intenția de a intra în cursa pentru primăria Târgoviște, că și dumneavoastră și domnul Sanda aici, la mine în studio, v-ați
anunțat intenția de a candida. Știți ce se întâmplă? Cel mai bun să câștige. Sau... Eu am o părere foarte bună despre domnul Victor Sanda. Și dânsul de semn asta, dar ce că va candida? Păi și eu zic la fel. Fiecare se vede pe el foarte bun. Ei, cum să spun asta? O să hotărească partidele și până la urmă o să hotărească cetățeanul. Degeaba vreau să candidez dacă nu mă votează nimeni, ar fi și o prostie. În general nu am prea pierdut bătării în viața mea sau dacă le-am pierdut s-au transformat în victorii în timp. Nici n-are importanță cine este primar, să știți. Important este să vină un om care să deschide orașul ăsta în sfârșit. Noi am avut mari primari în trecutul Târgoviștei, să știți, care au rămas. Unii chiar liberali, dacă ne uităm în perioada interbelică. Pe vremea când erau preluați miniștrii cu trăsura, nu cu Mercedesul, așa, de la gară și duși la Mănăstirea Dealul, mi-aduc aminte că trăsurile plimbau o personalitate de talia lui Nicolae Iorga. Deci va trebui să revenim la o România a valorilor, în care valorile să fie recunoscute și nu valoarea ta să fie în funcție de punga ta, mai ales când ai dobândit o avere într-un mod dubios, ilicit în orice caz, într-o perioadă de capitalism sălbatic. Și vă spun că oamenii care trăiesc în valori creștine, nu este o exagerare ce spun, care au fost educați în acest spirit, au mai mari șanse să facă ceva pentru comunitatea lor decât alții. V-ați format niște grupuri de lucru PSD-PNL care se vor întâlni? Da, acum se formează. Gândiți-vă că a mers foarte repede noi față de... A durat foarte mult până s-a semnat la nivelul județului. La un nivel de municipiu ne-am mișcat mult mai repede, cu atât mai mult cu cât eu eram acuzat că sunt mai mult plecat decât prezent. Așa. Dovedesc că, de fapt... sunt foarte activ și reușesc să trec peste foarte, foarte multe bariere. Tocmai pentru că nu am bariere legate de avere personală, de relații personale. Deci încă nu s-au format grupurile de lucru, că știu că trebuie să fie... Nu s-au format, vor fi grupuri mici și grupuri de experți. 3, 4, 5 PSD, 3, 4, 5 PNL. Iar noi avem departamente, știu că nu vă place să vă vorbesc despre departamentele de la PNL, și avem comisii să de specialitate. Departamentele de la USL sau și se vor, exact, se vor nu departamente, se vor sunt comisii care seamănă între ele, de exemplu, Comisia Cultură Învățământ sau Comisia de Sănătate sau Comisia Economică și așa mai departe. Vor lucra împreună de aici înainte. Deci, în afară de viața de partid care ne este specifică, o să avem și comisii comune. Mai mult, am venit cu încă o veste în premieră. Organizația Municipală PNL Târgoviște și Primăria Alternativă o să aibă sediul vis-a-vis de Primăria Târgoviște. Uite, domne! O să vedeți! Ai, e surpriză? Deci oamenii... Când o inaugurați? Este foarte repede, deci în câteva săptămâni. Măcar în Primăria Alternativă să avem și noi acces, că în Primăria Târgoviște... Deci este foarte simplu. Deci oamenii când nu-și găsesc rezolvările la primărie, o să caute în apropiere Primăria Alternativă și noi o să intervenim într-un mod oficial, pentru că dacă o persoană singură nu este ascultată, poate un partid, fie el și de opoziție, va fi ascultat cu mai mare ușurință. Am promis în campania electorală internă că voi face acest lucru, iată, acest lucru este făcut. Din 21 de organizații cât ar trebui să facem de cartier, avem deja 19, mai avem de făcut doar două organizații. Le-am putea face și pe acelea, dar nu vreau să le facem oricum. Sperăm în curând să avem și sedii în cartiere, ceea ce este o noutate pentru Partidul Național Liberal, pentru că a fost considerat un partid mic, un partid balama, cum s-a spus. Iată că am devenit un partid mai mare, mai important și zic eu că ne putem bate cot la cot cu PSD-ul, având aceeași formă de organizare internă, dacă vreți, pentru a ajunge mai repede către cetățean. Noi mai avem un lucru foarte bun. Au venit mulți tineri către noi. Sunt entuziaști, sunt la început, încă nu sunt dezamăgiți, iar eu nu am de gând să-i dezamăgesc. Iar cei vechi care au rămas în partid sunt oameni cu care eu lucrez extraordinar. Le mulțumesc pe această cale. Nu sunt oamenii cei mai bogați, este adevărat, dar au cea mai multă experiență, au făcut multe campanii și ei cred în ideile liberale și nu este puțin lucru.
Și uneori, cum să spun, o idee este mai importantă decât o sumă de bani. Această idee poate să aibă o valoare și eu apreciez această valoare. Am înțeles. Deci USL Târgoviște funcționează, perfect. A intrat în luptă, e gata data, nu? Sau deja ați început să... Când... Noi am început, gata. Gata, nu, da, mai e. Nu mai este cale. Deci am făcut... Umăr la umăr cu domnul Sanda, nu? Nu aveam numărul domnului Sanda. L-am cerut aseară. Deci o să mă văd... Ați făcut schimb de numere de telefon? Este foarte amuzant că aseară veniseră foarte mulți care trebuiau să povestească mai departe ce s-a întâmplat la această discuție, pentru că nu a fost chiar cu ușile deschise, au fost numai între cele două birouri. Sigur a fost cu ușile... La români niciodată nu poți să lași ușa deci total închisă. S-a creat și o zonă de mister. Este foarte bine pentru că în această zonă de mister este și o zonă de așteptare. Oamenii așteaptă de la noi și s-au bucurat toți că ne-am văzut. Inclusiv cei de la PSD, vă asigur. Pe mulți îi cunoșteam din Consiliul de Administrație de la teatru, din câțiva vicepreședinți. Vă rog. Și eu vă mulțumesc. Este pentru prima oară când vin cu atâtea informații într-o emisiune la dumneavoastră. Păi da, chiar că așa este. Vă mulțumesc, domnule Rani, pentru prezența dumneavoastră, și doamnelor eu. Și domnilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe TVR Press.